Una dintre voluntari și Corvinu Hunedoara va juca finala Cupei României. Pare neverosimil pentru că ține minte cei de la Federația Română de Fotbal în momentul în care au prezentat acest nou format cu grupe, cu, în fine, cu meciuri mai multe, au spus că ar putea fi în avantajul echipelor mari. Câtă vreme, jucând mai multe meciuri, ar avea șanse mai mari să se califice din grupă. Iată că lucrurile nu stau așa. Totodată, s-a spus că echipele vor fi cele mari, vor fi interesate mai mult de cupă în acest sezon, pentru că te duce în Europa League, în preliminarele Europa League. Iar nu se dovedește a fi real. Așteptăm să vedem și ce se întâmplă în partea cealaltă de tablou, care dintre, mă rog, Oțelul Galați, Universitatea Craiova, Oțelul Galați și în partea cealaltă Hermașta și Ucluj se vor alinia pentru semifinale. Discutăm și de, evident, de plecarea lui Adi Mutu, care este poate vestea cea mai importantă a zilei după foarte puține meciuri. De altfel, Adi Mutu, din păcate pentru el, și-a făcut un obicei din a pleca destul de repede de la echipe și o să avem o statistică. O să discutăm și despre el, o să discutăm și despre Corvinu Hunedoara până la urmă, pentru că, fapt interesant, și după aia vă prezint și invitații, Corvinu Hunedoara ar putea juca în cupele europene. Este în situația aceea a echipei care nu poate să promoveze în prima ligă, deși se pregătesc, ei își rezolvă actele, dar dacă vor reuși să câștige Cupa României, se va face, nu trebuie să își depună actele precum echipele de Liga 1, de Superliga, pentru a ajunge în Europa, ci pur și simplu se va face o procedură de urgență dacă vor câștiga ei, urmând să anunțe stadionul pe care vor să joace în cupele europene. Atât și sunt primiți. Basara Panduru, salut! Iulian Miu, salut! Mă bucur că suntem împreună. Salut! Corvinu face demersuri să promoveze la anul, nu? Da! Noi facem ceva? Noi cine? Noi. Tu ești cu Iulică? Eu cu Iulică, da. Facem ceva, Iulică, noi? În ultimul timp n-am auzit nimic. Cred e bine, că... e bine, ați rezolvat mai liniștit da. Atunci, mersi frumos, mai liniștit ce anul ăsta. Bă, ce vrei, vrei să spun altceva? Eu n-am auzit. Păi aș vrea să spui, da. Ce vrea și tu, de fapt. Și măcar în anii trecuți făceau chestia aia de formă, să-și depună actele pentru Liga 1, pentru Superliga, știi că ei le depuneau, deși știau că nu pot să promovezi, dar le depuneau, puneau presiune. Acum nu mai, că nici dacă nu prinzi play-off-ul, nu mai are sens să... Mai e timp, mai e până... Să ce? Să schimb forma de organizare, mai e 3 luni de zile. 3 luni plus încă un an, plus mai vedem. Da chiar timp, te oftici? Spune-mi o chestie, când vezi că... Mă rog, Corvinu, da? Pentru că și voi, până la urmă, nu vă opri păi nimeni. Păi am înțeles, nu numai Corvinu. Acum vorbim de Corvinu că a mers mai departe în cupă, dar am înțeles că și Schellenberg și-au depus actele o comună care și vor să-și schimbe forma de organizare ca la anul să aibă drept de promovare. Da, păi foarte bine. Toată lumea să-și depună, voi să rămâneți. Mai noi să nu... Noi ce facem? Voi să rămâneți... Nu, altceva... Așteptăm vești. Mai sunt 3 luni de zile în care poți să faci foarte multe, dar... Nu știu, cred că începe să fie trist. Dacă tot aștepți, toată lumea așteaptă, în fiecare an tot mai puțini așteaptă. Dar abia acum începe să fie tristă? Ei, nu, da, adică pentru tine n-a fost trist până acum că s-au băgat milioane de euro într-un club care n-avea drept de promovare. Aia nu e trist. Nu, am crezut mereu că... Aia n-a fost trist din bani publici? Milioane din bani publici se bagă în multe echipe. Nu e trist? Depinde. Că echipele alea pot să aibă un obiectiv. Fost sportiv. Echipa asta n-a niciun obiectiv sportiv. De asta mi se pare trist. Ăla nu e un obiectiv. Dar ce asta e? Nu retrogradezi, ăsta e singurul obiectiv al lor. Are un obiectiv totuși. A, ăsta? Păi, ai un obiectiv, nu? Care? Păi ăsta, să nu retrogradezi din a doua, la a treia. Ce să zic? Asta mi se pare trist. Nu, că vorbim de bani publici, noi nu vorbim că nu poți să promovezi sau că poți să promovezi. Păi, ba, da? Ba nu, păi cum? Adică dacă promova, pe tine nu te mai deranja? Poftim? Băi, nu mă deranja. A, nu te deranja. Nu, hai să ce spun. Nu te deranja? Pe tine te deranjează că bagă bani în Steaua. Pe nu, că, deci pe mine mă deranjează două sau... lucruri. Unul la mână, că un minister plătește o echipă de fotbal, mă deranjează îngrozitor chestia. Asta te deranjează cel mai tare. Dar, o clipă. Dacă ei vor schimba legea sportului și vor spune, bă, toată lumea de acum încolo, ca să nu mai fie blocajul ăsta care e la divizia B acum, dacă au mai un blocaj la nivelul diviziei B. Și vezi o grămadă de echipe, încep să fie mai multe care nu pot să promoveze decât alea care pot să promoveze, da? Dacă dai legea sportului, ok, de principiu aș fi împotrivă, dar nu m-aș opune legii.
Păi da, nu, dar ești împotrivă oricum, n-ai treabă, legea o respecti că dar, așa trebuie, dar ești împotrivă. Dar dincolo de chestia asta, dincolo de faptul că dă un minister bani, ceea ce mi se pare absurd, un minister al, care n-are nicio treabă cu sportul. Am mai discutat despre asta, da. Faptul că tu pompezi bani într-o echipă care nu poate să promoveze în continuare și menții un buget mare, un buget ridicat, asta mi se pare total absurd. Adică asta mi se pare strigător la cer de alea. Băi, dă-i lui Miu banii aia, 2 milioane și lui Ogăraru, să-și facă centrul ăla de copii junior să fie cel mai tare din România. Nu, chiar dacă nici aia, să spunem, nu e tocmai ok. Dar dă-i ăstuia bani, nu băga bani într-o echipă care nu poate să promoveze. Pandi, nu te supăra, asta spun, dar pe tine nu te deranjează că poate sau că nu poate să promoveze. Nu, despre și asta vorbim, asta e colac aia, peste pupă. Păi asta, dacă intre în prima ligă, tot te deranjează că o să dea bani la echipa din prima ligă. Că un minister va da bani, dacă asta un minister... Asta spun, adică nu are treabă cu prima ligă. Eu fac o diferență între primărie și minister. Eu văd o diferență între primărie și minister. Asta spun. Deci echipa, dacă e în prima ligă, tot te deranjează că dă bani și te deranjează și mai tare că o să dea bani și mai mulți, probabil. Mă deranjează că nu schimbă forma de organizare, să devină privată, să fie și oamenii ăia, până la urmă, care țin cu CSA Steaua, că sunt destui care țin și cu clubul ăsta, să se bucure și ei de o echipă în Superligă, să nu mai există frustrarea asta, că uite-te la Miu. Deci săracul Iulică, tot întrebăm, deci cred că ea... 270-a oară când îl întrebăm pe Iulică, bă Iulică, ce faceți, promovați sau nu? Și el săracul ce să zică, uită din colț în colț. Eu merg până la capăt. Eu sper că până la urmă se va rezolva situația asta, mai devreme sau mai târziu. Nu peste alte 10 milioane. Păi încă sunt tânăr, încă mai am de 3. Okay. Iulică, nu peste alte 10 milioane de euro. Că puteam să luăm tancuri de bani aia. Nu să băgăm într-o echipă care nici spectator nu are. Puteam să facem altceva. Nu, banii oricum se duc tot în sport. Dacă nu se duc la fotbal, se duc în alte secții. Să se ducă la alte secții, că aia produc campioni olimpici. Dar în același timp... Nu echipă de divizia B. Eu cred că n-ar fi o mare problemă dacă s-ar asocia, ar intra într-o asociație fără scop patrimonial... Și ar intra și Clubul Sportiv al Armatei alături de alte entități, poate să fie persoane fizice sau juridice, și să intre cu toții și să facă un buget așa cum trebuie. Le este frică să intre iară persoane fizice, să nu facă mărire de capital, eu știu ce să mai facă, să te trezești iară că nu intră nimeni dacă are 49%. Nu e chiar așa ușor. Iar ei nu vor să mai piardă marca, nu că e normal să fie așa. Și ce fac cu ea? Păi nu știu ce fac cu ea, dar nu e normal nici să o mai pierzi. Da, ce te-ai faci chinuit cu ea? Atâta să o... Concret, ce faci cu ea? Adică produci bani cu ea? Nu știu, probabil că o să caute o formă de... Cred, nu mai cred nici eu. Păi și tu, nici tu nu mai crezi. Am început și eu, ok, un an, doi, am înțeles, dar văd că deja spre asta merge, spre nimic cu ăsta, care nu e ok. Pentru că, de fapt, de unde pornisem discuția? Nu te superi când vezi totuși Corvinul Hunedoara în semifinale pe România? Adică Corvinul este o echipă de nivelul Stelei. Ceva mai bună sezonul ăsta, da? Dar ajunge în semifinale cupe, adică... Se deranjează, dar trebuie să speri. Eu încă sper că se rezolvă lucrurile. Sincer spun. Și... Mititelu mai speră la ceva? Adrian Mititelu? Că tu aveai o observație foarte bună legată de penaltiuri, la care nu mă gândisem. Pentru că s-a întâmplat ceva astăzi în semifinală, în minutul Zitu, 106, nu? Pe minutul 106, da, vreo 3 și în minutul 109 altul. S-a întâmplat ceva genial, ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Nu știu cine putea să fie atât de mare geniu să facă astea, pentru că cât ai stat să te gândești, tot nu ți iese cum a făcut lucrul ăsta. Deci în minutul 106-109 se produc 4 schimbări, da? Ies jucătorii potențiali care puteau să bată penaltiuri. Albu, Blănuță, Betă în CDB. Toți de la mijloc în sus, jucători care puteau să bată. Și intră alți 4 jucători. Să-i spunem. Te gândești, Lechiatas, Chițu, Blidar, Dragu. Te gândești, bă, ce bă, s-au gândit foarte bine, dar ies ăștia, intră ăștia, lovituri de la 11 metri, ăștia pregătiți. Când aștept să bată unul dintre ea 4 și nu bate niciunul dintre ea 4. Ce ați făcut, mă? Cum ați făcut, mă? I-ați scos pe aia care puteau să bată, i-ați băgat pe unii, nu i-ați pus să bată. Ați pus toți fundașii să bată și după aia vă întrebați cum ați pierdut la penaltiuri.
Deci, pe cuvânt, nu, serios vorbesc. Deci, tu gândește-te, au existat antrenori care au ajuns la un asemenea nivel de calcul, încât au scos portarul în minutul 119 Van Hal la un moment dat. Și, Și au băgat portarul care era mai bun la penaltiuri ca să se califice. Da. Nu s-a adeverit tot timpul că este ok. Da, cum să... Adică ei au dus calculul. Ăsta a fost calculul lor. Exact. Probabil că și-au văzut portarii la antrenament. Bă, care e mai bun dintre ăștia? Eu, sincer, spun că și aici am crezut. Bă, au făcut oamenii calcule, au analizat tot, au văzut, au zis, bă, e jocul cum e, o să ajungem la penaltiuri. Hai să-i avem pe cei mai bine sau cei mai buni la penalti. O vedea ce face. Dacă bate Albu și ratează, sau CDB, sau cine ratează, bă, e ok. Da. Dacă bate un fundaș, e puțin mai complicat să dea gol, mă gândesc eu. Când colo, ăia au ieșit, ăștia au intrat, niciunul nu bate, nu mai înțelege absolut nimic. Dar acolo tot timpul e o explicație. Te poți gândi în momentul ăsta, vă puteți gândi la Universitatea Craiova ca la o echipă, la U Craiova, scuze, 48, ca la o echipă care ar putea să retrogradeze direct? La ce haos e acolo? Apropo, înțeleg, mi-au transmis reporterii noștri un alt lucru foarte, foarte important. Înțeleg că Adrian Mititelu Junior ar fi coborât la pauză la vestiare, deși el este suspendat. Iarăși un... Adică, asta, nu știu ce a notat observatorul în raport, pentru că ei contează să noteze lucrul ăsta. Da? Ca să vedem dimensiunile... nici nu știu cum să spun... situației, problemelor de acolo, adică atât de disperat a fost la pauză și pot să înțeleg că juca... Da, dar trebuie să vedem cine e observator, că e bine ce ai observat tu. Da. Cine e observatorul, să vedem dacă notează, că dacă nu, trebuie întrebat observatorul, nu? De ce nu a... Bine, bănuiesc că a fost văzut, că înțeleg că colegii au văzut, bodyguards-ii nu i-ar fi lăsat, că au vrut să pozeze colegii, știi, să imortalizeze momentul, că n-are voie omul. Au blocat bodyguards-ii, a fost o chestie de genul ăsta, deci... Poate să retrogradeze direct Craiova în momentul ăsta? Sau tot nu-ți vine să... Nu știu, nu vine să cred. Când mă uit la primul 11, mă uit la, și la câteva rezerve, nu cred că echipa asta poate să retrogradeze. Iulică? Mai sunt puține meciuri, nu? S-au jucat două, mai sunt șapte meciuri. Da. Poate haosul de la un club să anuleze valoarea individuală, pentru că asta pare că se întâmplă acolo. Cum trebuie să gestionezi genul ăsta de situații? Dacă nu știi să le gestionezi și pui o presiune, că până la urmă se vede o presiune și depinde ce fel de presiune, că poți să te duci să ai niște discuții de bun augur și să înțeleagă jucătorii, dar nu știu dacă în momentul de față genul ăsta de discuții sunt pe acolo prin vestiar. Din câte mai știm și noi așa, e o tensiune și tensiunea asta poate să degenereze și să nu ai rezultatele la care te aștepți. Pandi spunea niște lucruri importante. Dacă te uiți pe lot, pe primul 11, ar avea echipa așa să joace măcar barajul. Dar în momentul de față, la cum merg lucrurile și la ce meciuri sunt, care pe care în momentul de față, câte puncte au? 17 puncte, nu? 16 și acolo. Sunt jos. Sunt sub voluntar dacă au. Tot credeam că au 17 ca cei de la voluntari. Dă-i seama, joacă, din câte știu eu, un meci destul de greu acum. Dacă pierd, situația se poate înrăutăți total. Problema... Tensiunea este 18-12 deja. Nu prea mai e. De 18-12 tensiunea. Ce da. Mai vrei acum? Nu mai vrei nimic. Ce mai vrei? Să totuși o se poate. Acum, poți să reglezi un pic. Să reglezi un pic acum, da, pentru că ai jucători. Dar să vedem ce se întâmplă. Bine, cu decizii de astea... Nu regrezi nimic. Probabil că da. Apropo de situație. Ok. Mutu își prezintă demisia până la urmă și vreau să discutăm despre situație, pornind de la ceea ce a spus ieri imediat după meci. Pentru că mi s-a părut interesant felul în care a formulat. Da? Și haideți să vedem ce declara Adrian Mutu ieri seara imediat după partidă. Zice așa, nu pot găsi, după înfrângerea de la Hunedoara, nu pot găsi scuze, chiar dacă am avut eliminat și s-au accentat Camora Mogoș. Echipa trebuia să joace în 10 cu un adversar de Liga 2, am văzut că alții pot. Trebuia să joace chiar și fără antrenor pe bancă. Cu om în minus, trebuia să joace fotbal. Avem o problemă de atitudine, începând de la meciul cu Șepși și simt asta.
Nu se poate așa ceva, sunt umilit, nu cred că aș putea să iert pe jucător după acest eșec. Era foarte important meciul, nu se respectă culorile clubului, nu sunt respectat eu. În cariera mea de jucător, de antrenor, chiar dacă am pierdut, am avut o altă abordare, spune Adrian Mutu. Pornesc la declarația asta. Era o declarație după care mai putea să revină Mutu? Să zică, dom'le, nu, așa, astăzi parcă n-aș mai... Sau clubul să poată să-l... Putea să mai revină. De ce crezi? Ce ți se pare așa... grav? Nu cred că aș putea să iert pe jucător după acest eșec? Nu cred. Credul ăla schimbă. Am înțeles. Da? Nu cred, dar reușesc până la urmă să... să iert, discut cu patronul echipei și până la urmă găsim soluția perfectă de a continua. Vreau să ne întoarcem la meciul ăsta pentru că l-avem pe Nicolo Napoli la declarații și după aia o să mai discutăm despre Mutu. Turnare în circuitul bun. Salvarea de la retrogradare e principal obiectiv acum? Da, acum da. Acum da. Ce? Asta a fost conferința. N-ai văzut? A mulțumit și a făcut cruce omul că a scăpat repede. Asta era conferința de întrebat, cred că, Napoli, de alea patru schimbări. Da. Printre altele. Hai să ne întoarcem la Mutu. Deci tu spui că el putea încă să... Cred că da. Să revină. Bun. De ce crezi că a plecat până la urmă? Ce crezi că s-a asta întâmplat? Nu știu, nu mă așteptam că... să-și dea demisia. Chiar nu te gândeai? Păi... Nici după ce ai auzit declarațiile de ieri? Păi, l-ai văzut pe Petrescu în partea cealaltă, pe ce loc este? Ultimul. Ce a spus? Îmi cer scuze. Nu? Da. În numele jucătorilor, în numele tuturor, îmi cer scuze. Altă abordare, nu? Da. Aici îmi dau demisia, acolo îmi cer scuze. De ce să-ți dai demisia? Probabil o fi avut vreo discuție, habar n-am, cu președintele, vin, fac, reușesc ceva, nu a reușit. El e șeful vestiarului, ce, nu putea să rezolve problema? Avea un jucător, doi, pe care îi simțea el că nu îl ajută și putea să facă ce vrea dacă e antrenorul principal, nu? Chiar nu înțeleg de ce și-a dat demisia. Poate avea obiectiv de îndeplinit, pentru că el tot a zis, sunt încă în obiectiv, adică nu vorbeai de niciun obiectiv dacă nu era un obiectiv pentru anul ăsta. Puteai să spui foarte clar, anul ăsta nu am absolut niciun obiectiv, nici cupă, nici campionat, nici absolut nimic, dar la anul da. Am și cupa, și campionatul, și tot ce mai e pe lângă cupă și campionat. Ăsta e obiectivul meu la anul. Ca să știți de acum să nu. Când vorbești de obiectiv, înseamnă că ai și anul ăsta. Supărat ești, dar poți să rezolvi problemele dacă cu jucătorii în vestiar. Îl pui pe bancă, faci cum faci și joci cu cine crezi tu. Nu mă așteptam la demisia asta. Mie mi s-a părut în prima fază că este o mutare bună după Mandorlini. Se părea că scârție echipa cu Mandorlini, că a făcut o grămadă de puncte și tot am spus, tot timpul. Nici ei nu știu cum au atâtea puncte pe jocul ăla. A venit Mutu, am zis că este ok, iar acum să văd demisia, chiar nu mă așteptam. Eu țin la el, aș vrea ca el să reușească undeva să facă ceva, da? Văd nu renunță prea asta... repede. Până la urmă, el ia o echipă din... de pe drum. Eu mă așteptam la anul să fie tot Mutu la echipă. Așa te-ai. Adică vine la echipă, o ia de pe drum exact cum spui, nu-mi cereți mare lucru, o să fac tot posibilul, da? Să îndeplinesc toate obiectivele pe care le avem, dar lăsați-mă la anul să fac eu pregătire și să facem treabă. Crezi că a fost un moment prea stânjenitor pentru el? Totuși ești Mutu, totuși zici că poate că ai niște așteptări și de la tine, și de la viața asta de antrenor, și de la absolut tot. Și bă, nu se poate să ajung în halul ăsta. Adică echipa pe care eu o antrenez să fie călcată în picioare la modul la care a fost. Și să spui, băi, mie că nu mai pot să fac nimic. Adică să ai deznădejde totală. Păi după 7-2 eu l-a plecat? Nu. De ce l-a deranjat 4-0 ăsta? Da, nu mai, o să te obișnuiești cu astea, că da, aia e
treaba de antrenor până la urmă. Ți se pare la un moment dat când vezi, ăla pierde 5-0, 6-0, 7-0, eu nu o să pierd niciodată cu asta. Uite, bă, ce se întâmplă. Te trezești și tu că iei un 4, că iei un 7, că iei un... Adică se poate întâmpla la toată lumea. A luat el Klopp, cât a luat? 7, 6, 5, câte a luat la un moment dat, parcă nu a luat la o bătaie din asta gravă. A luat de la Aston Villa, 7-2, 7-2, 7-7, cât a luat. Când a dat Grealish, nu știu câte, 3, 4, 2. Adică dacă ia Klopp 7 până la urmă, poate să ia oricine 7, știi? Dar parcă nu de la Liga a doua, ce... parcă nu... Adică... De la Liga a doua, care n-a părut Liga a doua niciodată, iar poza aia, nu știu ce le face Maxim, ce... Cox le dă, cărbun le dă, că s-au pus toți pe abdomene. Deci, aveau abdomene aia toți. Este poza aia noastră, mai ții minte aia veche, da, a noastră, când și noi la fel facem după finala Cupei României, da, da. Și la fel, dar pot spun ceva. Păi dacă mergem prin divizia și dezbrăcăm pe toți, nu știu dacă văd mușchianele alea. Zici la, că la nu toți. Vezi ca la ăștia de la Corvinu? Nu spun că nu. Dar spun că e greu. Pentru da? Că ce am văzut la ăia, de ce am văzut ce, cum fizic, să arate fizic ca lumea. Da. Fizic ca lumea. Și te gândeai că la prima ligă o să vezi asta, nu la Liga a doua. Da. Dar Max este nebun. Și ce face, și cum face, și un mare nebun. Și o să facă treabă, pentru că bine, iară să nu ia nebunul ăsta așa, nebun în sens da, pozitiv. Frumos de fotbal. Ce face pentru fotbal, n-ai cum să vezi la Liga a doua așa fizicane decât dacă toată lumea face ce trebuie și antrenorul este șeful acolo. Iulica, te surprinde mult? Fizicanelele? Ai văzut? Da, ai văzut pozele? Poza. Arată într-un fel și lucrul ăsta n-ai cum să-l faci așa stând la terasă sau neantrenându-te. Trebuie să te antrenezi și, bineînțeles, cred că există și cântarul ăla. Odată la 3-4 zile mai faci și cântarul ăla care trebuie făcut, că altfel n-ai cum să faci bine, fotbal aia, de performă. Aia te uiți, n-au nevoie să facă. Nu vă mai primă, nu te mai sui. Gata. Nu vă mai sui pe cântar. N-ai ce cântar, frate, că n-avem nevoie de niciun cântar. Cred că la început l-a mai arătat așa odată la 2-3 săptămâni până și-au dat seama băieții că nu. Hai să vorbim, să vedem cum s-a ajuns la imaginea. Anton Heleșteanu la telefon, oficialul Corvinului Hunedoara. Domnule Heleșteanu, bună seara! Bună seara! Răgușit? Da, sunt, pare rău. Am înțeles. Bănuiesc că azi dimineața nu putea să vorbiți dacă acum sunteți așa. Tot în aceeași situație. Am înțeles. Sunt o fericire foarte mare și mi-am manifestat alături de jucători. Cinstelor. V-ați fi imaginat așa ceva, o asemenea seară? Prin natura serviciului trebuie să crezi în echipa ta, dar la fel de sincer trebuie să spun cu un astfel de rezultat sub nicio formă. La calificare am sperat cu toții, am discutat, am fost conectați și motivați la miza și importanța partidei, dar cu siguranță la un astfel de scor nu cred că ar fi putut cineva pronostica. Sunt aici cu Basara Panduru și el zicea că a rămas uimit pur și simplu de poza aia. E o poză la sfârșitul meciului în vestiar. Și spune Pandi, da, domne, n-am văzut așa abdomene, că era primul rând acolo, erau toți băieții aia aliniați. Da, cunosc poza. Vă salut, mister, în primul rând. Salut. Ok, cum au ajuns la fizicul ăla, la abdomenele alea? Este meritul lor, pentru că lucrăm foarte intens, dar meritul principal, bineînțeles, este al staffului tehnic. Stafful tehnic are o metodologie de lucru foarte, foarte bine pusă la punct, nu este nimic empiric, totul este lucrat, se lucrează intens, se lucrează așa cum am spus, pe parte fizică, dar și pe parte fotbalistică, după cum cred că v-ați dat seama, principiile sunt de joc ofensiv. Sunt principii de joc ofensiv. Acum, ca să răspund exact cum s-au ajuns la abdomenele pe care le au, e și un regim de nutriție. Noi avem nutriționist la echipă, luăm masa împreună zi de zi și, așa cum v-am spus, se lucrează foarte mult și intens la sală. Am înțeles. Foarte bine, bună treabă. Vreau să vă întreb așa, am înțeles,
Au fost ceva, ați avut ceva contre cu Cristi Bala și cu Marius Bilașco la pauza meciului, că așa am auzit. Ei, miști scoții care sunt, undeva inerente la în jocul de fotbal, dar în niciun caz nu putem vorbi de o ceartă în sensul propriu-zis. Dar ce s-a întâmplat? Puteți să ne detaliați? Chiar n-aș vrea să amplific subiectul. Cu atât vă spun, nu a fost nimic de grav. A fost doar o simplă discuție, o simplă contradicție pe un anume subiect, dar nu, sub nicio formă mai mult. Am înțeles. Nu a fost absolut nimic care să strice sau să deterioreze relația, n-aș spune chiar cu Bilașco, pentru că doar atât când am fost arbitru l-am arbitrat, dar cu Cristi Bălăș, vă dați seama, ne cunoaștem de foarte, foarte mult timp, am fost colegi în cam în aceeași perioadă. Am înțeles. Până la cât s-a sărbătorit? Sunt curios așa, ce a însemnat victoria asta? Ați sărbătorit, s-au dus jucători la, nu știu, la restaurant? Care a fost povestea serii? Nu, cu toate că este un antrenor tânăr, Max nu permite consumul de alcool. E sub nicio formă, nu. Nu a fost vorba de o sărbătoare, doar am stat de vorbă în vestiar, ați văzut poza de grup care exprimă unitatea clubului și în același timp dorința de a ne autodepăși, dar nu putem discuta de o sărbătoare. Noi azi dimineața am avut antrenament. Într-adevăr, noi cei din staful administrativ și împreună cu domnul primar, e adevărat, am sărbătorit, dar separat și fără să o facem în fața jucătorilor. Am înțeles. Știți că puteți juca în cupele europene? Da, exact. Vă convine că urmează să, nu știu, să dați peste voluntari în semifinale? Vi se pare un adversar, acum după 4-0 cu CFR Cluj, vi se pare un adversar de care ați putea să treceți? Din punctul meu de vedere și la încrederea pe care o au jucătorii în capacitatea lor, la dorința lor de performanță, la foamea de performanță, m-aș exprima, pentru că până la urmă suntem o echipă de Liga a doua și există o foarte mare foame de performanță, mai ales că lotul nostru este nu foarte numeric, 22 de jucători, din care 3 sunt portari și structurat, jumătate, 11 au statut de seniori, 11 au statut de under. Deci, cu siguranță vorbim de foame de performanță. Ca să concluzionez și să răspund strict la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, cu siguranță cred că la momentul de față avem puterea de a elimina orice adversar. Dacă am făcut-o cu Șef și cu CVR, asta pe lângă meciurile cu Chindia și Pecica, cu siguranță că vom pune probleme și am certitudinea că putem și câștiga meciul cu oricare. Acum că e FC voluntar, pentru că deja discutăm la câteva minute de când s-a terminat partida, da, cu siguranță avem capacitatea de a elimina pe FC voluntari, mai ales că mai e un singur pas, discutăm de un singur șor disputat într-o singură manșă pe teren propriu și atunci suntem capacitați la maxim pentru a juca în finala Cupei României pe stadionul din Sibiu, cum se cunoaște. Asta nu înseamnă că vom neglija competiția principală în care suntem angrenați, cea de anduranță, mă refer la campionatul Ligii a doua, unde de asemenea dorim să termin, chiar dacă nu avem dreptul de promovare, dorim să ocupăm o poziție cât mai sus. Înțeleg, evident, trăiți o euforie extraordinară în momentul de față. Aș vrea să vă întreb niște chestii punctuale. Vă rog. Cam câți bani a produs Corvinu Hunedoara din meciul de ieri? Că mă gândesc că e și ăsta un amănunt important. Câți spectatori au fost și câte bilete ați vândut? Am vândut, ca să vă spun exact, 9100 de bilete. Prezintem 9100 de bilete, au fost copii, la noi copiii au gratuitate prin hotărâre de Consiliul Local, după cum cred că bine știți, nu trebuie să mai subliniez, echipa este de, în acest moment când vorbim, încă echipa este de drept public, dar deja am finalizat documentele pentru a trece în drept privat, deci pentru a avea drept de promovare, dar la momentul de față este susținută în special de comunitate, este echipa comunității și atunci au fost foarte mulți copii.
Okay. Ne bucurăm de faptul că au fost foarte mulți copii, pentru că pe lângă faptul că vor deveni, sperăm noi, jucătorii de mâine, pentru că echipa este a comunității. Ați văzut, noi nu avem la momentul de față vreun jucător străin, toți sunt de naționalitate română, sau pe viitor, tot acești copii pot deveni viitorii spectatori fideli ai clubului și atunci automat vor contribui la, vor contribui la bugetul, bugetul clubului. Pe lângă au fost, au fost sponsorii competiției, Betano, invitațiile pentru Betano, pentru Timișoreana, pentru CFR Cluj, deci hai să estimăm undeva, să estimăm la 11-12 mii de spectatori. Și bani cam câți a produs clubul din meciul ăsta? Nu am la momentul de față. N-aveți o idee. Dar e simplu. Dacă facem un exercițiu, biletul a fost 30 de lei. 9.000 de bilete. Intrare generală 30 de lei. 30 de lei intrare generală. Am înțeles. Au fost Mircea Lucescu, Ioana Andone. Mă rog, Ioana Andone e un obișnuit. Dar faptul că a venit Mircea Lucescu, nu știu ce a însemnat pentru comunitate, pentru cum a fost întâmpinat, chiar a fost și la vestiare, domnul Lucescu s-a întâlnit cu jucătorii, cu antrenorii, cu... cum, povestiți-mi da, un pic. Da, a fost la vestiare, a fost un moment emoționant pentru comunitate, din ce mi-am dat seama a fost un moment emoționant și pentru domnia sa, chiar s-a arătat surprins de faptul că stadionul a fost arhiplin, exact cum era în vremea când domnia s-a antrenat la Corvino Hunedoara. Normal, a creat o stare de spirit în rândul jucătorului. Evident, în momentul când îi vezi pe, cel puțin pe culoare, îl vezi pe Mircea Lucescu, pe Ioana Andone, la fel a fost alături de noi. Nu numai faptul că sunt alături de ei și lucrează în club, Ioan Petcu, Romică Gabor, Dorin Icșa, da, Dumitru Glavan, deci o pleiadă de jucători care au stat în hol și au încurajat echipa la ieșire. Deci, cu siguranță, prezența domnului Lucescu a fost un eveniment deosebit pentru comunitatea noastră și nu putem decât să-i fim recunoscători pentru că a fost alături de noi și a acceptat să dea lovitura de începere a partidei, după cum bine ați văzut. Vă vine să credeți că echipa noastră a provocat demisia lui Adi Mutu? Nu, asta a fost scopul, evident că nu asta a fost scopul. Scopul a fost să învingem personal. Personal discutam și cu Max acest aspect. Ne pare rău. Întotdeauna o schimbare de antrenori nu e un moment fericit și ministrul știe foarte bine că se află în studio. Dar, până la urmă, viața merge înainte, viața unui antrenor, din păcate, dar este pigmentată și cu astfel de situații. Noi, nu personal, nu putem decât să-i dorim o revenire cât mai grabnică, pentru că, până la urmă, vorbim de unul din fotbaliștii emblematici din ultimele decenii în fotbalul românesc. În cazul în care se produce miracolul, da? Și Corvinu câștigă Cupa României, unde ar juca în cupele europene? Aveți un plan? Da, o să vă răspund. Încă de acum o lună am luat legătura cu, pentru că n-am vrut să pățim cum s-a mai întâmplat în alte situații cu echipe care au ajuns sau au căpătat dreptul de a juca în cupe europene și nu au avut licența necesară. Încă de acum o lună jumătate am contactat departamentul de licențiere al Federației Române de Fotbal, am primit îndrumare și cu siguranță am așteptat acest joc. Deja am făcut actele preliminarii, concluzionând pentru a obține o procedură excepțională de licențiere UEFA. Deci, în momentul de față, documentația este pregătită, am efectuat și auditul. Necesar rămâne să facem traducerile și, bineînțeles, vom avea dreptul. Deci, dacă va fi cazul, Corvino Hunedoara va avea dreptul de a juca în competițiile continentale. M-ați întrebat de stadion, dacă da, am reținut bine. Da. M-ați întrebat de stadion. Am luat în calcul două opțiuni în acest moment. Nu ne-am hotărât, dar cu siguranță o vom face până la finele săptămânii. Este vorba de stadionul din Arad și stadionul din Sibiu. Practic, Hunedoara, știți bine, se află cam la mijlocul, aproximativ la mijlocul distanței dintre Arad și Sibiu.
Am înțeles. Mulțumesc, domnule Heleșteanu, pentru intervenție. Succes în continuare în competiție. Și să mai trăiți seri de astea. Hunedoara merită seri de astea. Iar Max, după ce povestește, chiar merită. Adică dimineața era antrenament. Și cred că o să vedem și poza aia într-un final, aia care ți-a plăcut ție, Pandi. Și ai văzut ce a zis. Masă, băutură zero, nutriționist. Nutriționist. Bravo, bă, Max. Bravo. Chiar îmi place de tine. Îți place mi-a de plăcut, da, mi-a plăcut și ca jucător. Eu am ținut la Max mult. Îmi place ce face. Asta cred că trebuie să faci. Noi asta cred că trebuie să facem. Noi trebuie să-i îndrumăm pe jucători spre ce este bine. Nu trebuie să-i lăsăm să aleagă ei fiecare ce vrea. Nu. Asta este bine, asta trebuie să faci. Și îți găsești până la urmă, cum și-a găsit el de câțiva ani acolo, oamenii cu care poate să facă lucrul ăsta. Asta e dificil în România, Pandi. Asta e dificil, nu e dificil, dar pe de altă parte vezi că oamenii ăștia fac treabă. Adică doar așa se poate face treabă până la urmă. Uite-te și la Galați. Deci până la urmă, aseară, s-au întâlnit și aici, mi se pare că e cam același lucru. Niște oameni care aleargă la câmpul lui Moldovenesc și unii care râd de ei, trec pe lângă ei și râd de ei. Și când îi pui în teren după aia, ăia aleargă și ăștia râd în continuare de ei și stau pe loc, că nu poate să-i prindă. Pentru că așa a părut aseară. Da. Și așa pare și când joacă echipele cu Oțelul Galați. Că da. Se uită la ei și că nu, cel puțin la ultimul meci. Da. Da? Da. Nu poți să-i prinzi cu nimica. Da. Deci asta trebuie să fie. Trebuie să-i înveți, să le spui și cine vrea să meargă mai departe, merge. Poza trebuie să o vedem. Este nebunie, da, e imediat, mare de tot. Pregătesc colegii. Silviu, deja noi mai citim și trebuie să ne dezvoltăm. Citeam niște articole că fotbaliștii din Anglia, cu toate că au la echipe nutriționiști, își angajează și ei propriul nutriționist, adică te ajută foarte mult. Da, mă, dar la divizia B știu, nu dar, ai dar, cum, Iulică, ce nu e vorba, dar găsești, citești. Hai să spun ceva. Dacă nu mănânci dimineață, unii sunt care poate nu vor să mănânce, dar trebuie să ai aportul de energie ca să poți să faci un antrenament cap-coadă. Păi dacă nu ai energia aia, și nu spun eu, mai citim și noi, că asta e, mai deschidem, eu știu, internetul ăsta, nu o carte, că dacă mai stăm să mai cumpărăm și cărți, rămânem fără bani. Deci mi-aduc aminte, Iulică, cred că mă înjură și acum, când am venit anterior la Timișoara, la 9 dimineața, îi aduceam la mic dejun și le făceam micul dejun să mănânce tot. Și acum cred că mă înjură că îi trezeam la 9 dimineața. Nu, eu dacă aș da timpul înapoi, mi-a schimbat total. Păi uite că eu, unul acum, dacă aș juca, aș avea 23 Iulică, de ani. Nu, pentru că uite ce se întâmplă. Nu. La FCSB, singurul jucător care după meci aleargă ca să scoată acidul lactic din el și să fie, să facă revenirea, este Chiricheș. Chiricheș. Ceilalți puteau să iasă și ei, măcar așa, cu Chiricheș, bă, uite, nu vrea toată lumea. Mamă, nebunii frumoși din Hunedoara. E, și transmis și un mesaj, că l-au și pe lupul în teren. Vii la Hunedoara, te mănâncă lupul, dacă nu poți să alergi. Mamă, ce nebunie. Da, îți place asta? Poai de capul meu, cum să nu-mi placă. Aia în spate mai puțin, tricoul pe ei, puțin pe mai așa, care nu erau chiar, da, mai în spate puțin. Dar ăștia aici... Da, primii 10 știi cum. Deci sunt, poai de capul meu, poza asta este mare nebunie. Bravo, bă, băieți. Da, adevărat că adevărat că așa ar trebui să arate un sportiv de performanță. Da, uite de aici, uite acolo. Așa, nu, da, și mai în spate, așa trebuie să arate un fotbal. Așa trebuie să arate, că noi zice, mă, ăla pe acolo, ăla. Nu așa. Da. Te-ai putut să fugă. Tu ai văzut ce fugă aveau, ce alergau, ce viteze aveau. M-aș întoarce, mă întorc la Mutu. Și vreau să vedem, pentru că i-am luat echipele antrenate până acum. Și am luat câte zile a stat, victorii, egaluri, înfrângeri și o să vedem și media de puncte. Și înainte de a vedea oamenii, vreau să vă întreb care este media de puncte în general cu care pot să sper la un titlu. Două puncte pe meci. Două puncte pe meci. Deci acolo trebuie să te situezi ca lumea să înțeleagă de ce o să dăm și media de puncte pe meci, să vedem unde stă. Unde e Adimutul în momentul de față? Cam pe să... acolo te bați, cred că poți să și câștigi campionatul. La două puncte pe meci? Așa cred. În jur de două puncte. Bun. Iată cum arată parcursul de până acum în cariera lui Adimutu. Astea sunt echipele, da? Deci Voluntari este prima, da? Trei victorii, trei egaluri, cinci înfrângeri, 1-0-9 puncte pe meci. La Naționala de Tineret are un punctaj decent în condițiile în care, atenție,
participă și la un turneu final de campionat european. Da, unde întâlnești Germania, Olanda, țările de jos. Și unde ai făcut, cum să spun? 5 puncte. 5 puncte și ai avut o prestație foarte bună. Exact. Deci ai avut o prestație decentă. Însă, ai la Craiova o medie de 1 punct pe meci. Da? La U-Craiova 1948. La Rapid... Păi bine, că acum au 10 meciuri o victorie. Acum au 3 puncte din 30. Acum e bine ce a făcut el. Acum ai fi vrut să ai 10 din 30. Nu? Evident. Acum era bine. Nu e bine acum, când ne uităm. Dar acum erau bune alea 10 puncte, da, nu? Da. Și jumătățite, 5, tot erau. Te duceau de la 16 la 21, nu mai aveai nicio treabă. Și joacă două meciuri în deplasare Craiova 1948. Unul la Iași și unul la Botoșani. Deci dacă nu... Deci două deplasări grele. Bun, hai să revenim la Mutu, după aia ne discutăm și de Craiova. La Rapid are 27 de victorii, 12 egaluri, 15 înfrângeri, o medie de 1,72 puncte. Pentru ce avea el obiectivul, cred că au fost multe puncte, pentru că el n-avea campionatul, da, adică nu era obiectiv de 2 puncte. El trebuia să aibă, să zicem, 1-5 puncte ca să-și îndeplinească obiectivul pe care îl avea el. Să prindă play-off-ul, să nu știu cred ce să mai facă. Cred că mai mult de 1-5 să prinzi play-off-ul, Pandi. Cred că trebuie mai mult de 1-5. Cred, nu știu. Cred, hai okay, că o să facem. Ok, o să facem, da. Bun. Deci mie mi se pare că aici este totuși... Și ajungi la CFR. Ce mi se pare mie îngrijorător pentru cariera lui Mutu este că ai deja... 4 experiențe. Da, și n-am pus Nefci că nu e la noi. Nu, n-am pus Nefci Bacu. Da. Da? Ai deja 4 experiențe cu sub 15 meciuri. Hai, tineretul e cum e că la tineret. Nu cred că e situația. Putem să punem pentru nu că... poți o pui acolo. Da. Dar deja sunt multe experiențe și mă întreb dacă nu cumva renunță prea repede. Dacă nu cumva, inclusiv de data asta. Și cum ar putea Mutu până la urmă să procedeze ca să-și prelungească șederile astea? Nu ai cum să stai 11 meciuri la CFR Cluj. Adică ești ca un interimar. De fapt, tu ai asigurat un interimat la CFR Cluj. Nu ai cum să pleci după 11 meciuri. Greșesc când spun asta? Probabil că nu greșești. De asta spun că eu mă așteptam să facă ceva la CFR Cluj. După Rapid, după Nefci, deja ai câte? 54, la Nefci vreo 30 probabil, după vreo 80 de meciuri, iar în Giulești să reziști 54 de meciuri, mi se pare că nu este deloc puțin. Așa mi se pare mie. Da. Adică au rezistat alții mult mai puțin și credeai că o să reziste foarte mult. Din calea afară de mult a rezistat, unde nu te așteptai teoretic. Deși în perioada Șucu nu mai zboară antrenorul după 3 etape. Adică gândește-te și cu Bergodi, că s-a pus problema de nu știu câte ori și inclusiv în perioada Bergodi care urma să fie dat afară și totuși nu a fost dat afară Bergodi. Deci Șucu ți-asigura totuși o stabilitate și are încredere în antrenor. Îi lasă până la limită, dacă vrei. Deci de asta mă gândesc, cum e, știi ce se întâmplă? În ce puncte care are Mutu? Eu cred că el a simțit sau s-a întâmplat ceva, și la un moment dat poate putem să-l întrebăm după ce se liniștește. Avea obiectivul cel mai facil și cel mai rapid era Cupa României. Cred că aici a fost șocul. Ieșind din Cupa României, el asta și s-a gândit. Bă, locul 2 mai se poate? Cred că n-a mai sperat nici la locul 2 și atunci... Bine, n-ai de ce să nu sper la locul 2. Nu știu, dar... Că diferența de puncte e foarte mică, adică eu de asta ceva acolo s-a întâmplat. E ceva ce nu se leagă de pleci așa de repede. Adică te duci, te liniștești, vorbești cu stafful, nu, ajungi la Cluj a doua zi... El părea de-aseară decis. El aseară a spus, ce am postat noi... Da? El a mai avut și declarația aia. Mâine, cred că gata, mâine o să vorbesc cu conducerea clubului. Nu-mi dau seama, Neluțu Varga a fost la meci? Vă dați seama, cu atât mai mare rușinea. Deci să te duci la meci acolo, stai, te întâlnești cu Mircea Lucescu, mă gândesc, cu Andone. Înțeleg că i-au pus într-un colț de stadion. N-au fost cele mai bune condiții. Dar te duci la meciul ăsta, tu Varga, și te trezești cu 0-4 cu Hunedoara. Sperau de asta. Nu știu cum... Tu care plătești cele mai mari salarii din Superliga. Ești în 40.
Mai da, e, nu te așteptai. Păi nu te așteptai niciodată. Nu te așteptai niciodată și el zice bine, și în 10, chiar dacă Taxidis face ce face, și în 10 trebuie să joci. Vezi, acum apare Bacă, a fost nu știu pe unde, Bacă, vezi, un club care are probleme, el le tot macină, le tot ține și nimeni nu... Păi, când e o problemă, rezolvă problema. Dacă nu veni acum... galben, ăla intenționat, păi, să ducă acuma, la Nikos Vertis sau la concert. Da, dar nu veni acum să spui, că asta, mie, asta nu-mi place și nu mi se pare corect. Păi, a făcut ceva atunci, rezolvă problema atunci și ai terminat cu lucrul ăla. Nu-ți stai, nu faci nimic, și acum o scoți. Păi da, mă, că de-aia a luat și galbenul ăla. Da, cred că Balaj a spus atunci că l-amendează. Poate n-a spus tot motivul pentru care l-amendează. Că eu, din ce țin minte, Cristi Balaj a anunțat atunci, nu? Că urmează să-l amendeze. Da. Și a spus mereu că îi amendează pe toți care iau cartonașe galbene. Dar nu-l bagi. Dacă simți ceva, până la urmă a trecut episodul ăla. Dacă simți ceva, acum nu-l bagi. Adică nu e o echipă care zici, bă, nu sunt jucător, nu ai lot. Da. Nu zic, până la urmă ai lot, poți să alegi, vezi care sunt, nu știu. Cred că, vorbind de disciplină, până nu se stabilesc niște, să zic așa, principii destul de clare, să știi că nu poți să faci performanță și apar tot felul de acte de indisciplină și uite ce se întâmplă, că până la urmă, ok, nu ești echipa care nu știi să joci în 10, dar să iei și 4-0 mi se pare destul de mult. N-au avut reacție, am văzut și eu meciul și la un moment dat parcă era o singură echipă pe teren. Bă, ții de rezultatul la 1-0, încerci să duci meciul, să te duci spre final, poate dai un gol, te duci la penaltiuri, încerci ceva, dar parcă nu s-a încercat nimic și veneau golurile așa când vreau cei de la Corvino. Așa părea. O echipă, acum, mai am o întrebare. Ștearsă. Deci, mă uitam așa. Dan Petrescu era la 41 de ani campion cu Unirea Urziceni. Dorinel Munteanu la 43 de ani era campion cu Oțelul Galați. Hagi câștiga cupa Turciei la 39 de ani. Mutu are 45 de ani, Pandi. Evident că nu e o vârstă înaintată. Adică tu mai ai posibilități să faci multe lucruri în viață, în cariera asta de antrenor. Dar începe să fie presat, să trebuiască să facă ceva? Nu. De ce să fie? De cine să fie? Nu, numele lui să-l de preseze. Numele lui. Da? Nu cred. Nu cred. Că dacă tot pui presiune să faci ceva, nu o să faci nimic niciodată, da? Nu cred că trebuie. Și avem generația, că, și aici e o discuție, dar avem generația Euro 2008. Din generația asta, 8 jucători au ales meseria de antrenori. Unii sunt de notorietate, alții de mai mică notorietate, să spunem. Da, adică Florentin Petre, Dorin Goian antrenează la ligi inferioare. Chivu alege în continuare să antreneze la Primavera, unde e adevărat, are rezultate, dar e la Primavera. Una e la senior și alta este la Primavera. Dar generația asta pare a nu avea încă un personaj, cum să spun, care să iasă cu adevărat în evidență în lumea antrenoratului. Contra unde e, Pandi? Eu cred că e contra. Contra e, zici eu tu. Eu cred, da. Contra și la Petrolul a făcut treabă. Da, a câștigat cupa României. La Dinamo mi-aduc aminte că era la meciul ăla de la Craiova, dacă când câștigă meciul, când dă... Egalează Bulgariu. Da, da. Dacă câștigă meciul ăla, depinde doar de el ca să câștige campionatul. Cu Itihadu este mult timp până pe final, când se întrerupe campionatul și vine Hilalul, dacă nu greșesc, și ia campionatul pe primul loc. Acum cu Damacu e pe la mijlocul clasamentului și nu e ușor acolo să fii cu o echipă slăbuță pe la mijlocul clasamentului. Mie mi se pare că el face treabă. Dar nu finalizează încă. Adică a fost aproape, a fost foarte aproape să câștige, nu cu echipa numărul 1, cu Itihadul, să câștige campionatul în Arabia Saudită. A fost aproape. Da, nu, adică Olăroiu finalizează în zona aia, da? Răzvan Lucescu a finalizat. Ceva, da, Răzvan Lucescu s-a dus și a finalizat în zona aia, a câștigat Champions League. Olăroiu a câștigat tot. Din generația asta te uiți, da? Lobonț a avut Universitatea Cluj pe mână, n-a făcut... nimic la Universitatea poate Cluj. Poate prea puțin și el a avut. Rădoi a avut pe mână Naționala României,
nu a făcut nimic cu Naționala României. Nu, a făcut tineretul. Da, dar tineretul e tineretul, vorbim de echipe, așa, de senior. Se duce la în Arabia Saudită. La Al Jazeera? El face ceva, nu, la Altai. La Altai. La Altai în Arabia Saudită. Nu zic acum e la Al Jazeera. La Altai în Arabia Saudită. Mie mi-a plăcut cum a jucat echipa. După aia pleacă în Emiratele Arabe la Batech sau cum îi cheamă, unde face treabă iară. Drept dovadă și se transferă la Al Jazeera, un mare club din Emiratele Arabe. E, problema este că acum mi se pare, sper să nu greșesc, are 5 meciuri, 4 înfrângeri și un rezultat de egalitate. Și nu te înșel că știi. Nu știu exact înainte de alea 5 ce a mai fost, dar cred că cam așa, chiar îl bate fosta lui echipă cu 3-2 în penultimul meci, pentru că acum pierde acasă în cupă de la Wassel. Deci Michel, singurul contra, cred. Dacă nu... Bine, Petre nici nu l-am văzut niciodată. A fost la prima ligă vreodată? Nu, da, nu, n-a fost. Asta spun, dar n-a avut, poate... Nu l-a luat, adică Florentin Petre spunea că ar fi oricând un candidat pentru Dinamo. Dacă nu, deci au avut perioade Dinamo în care căutau antrenori, da? Inclusiv acum, l-ai dat, a plecat Burcă, puteai să ajungi pe Florentin Petre. Asta spun, era un simbol... n-a avut posibilitatea asta să antreneze în prima ligă, să vedem dacă face sau nu face, da, ceva. Mă gândesc că puteai să faci la Liga a doua ceva, să te remarci, că au fost antrenori. E greu, e greu. La Liga a doua nu poți să faci dacă n-ai bani, după părerea mea. Indiferent cum o dai, trebuie să ai bani. Ok, da. Aproape foarte puțin fac fără bani. Nu prea e o problemă a generației, că până la urmă pare a fi ei din generația asta. Cam niciunul nu are realizat ceea ce au realizat oamenii din generația ta. Și atenție, că de-aia am dat vârsta. Da, Petrescu 41, adică ei sunt la vârsta asta, au depășit cam toți vârsta la care Petrescu sau Dorinel Munteanu câștigau câte un campionat. Și Dica a făcut ceva, nu? Cu echipa în cupele europene, cu FCSB-ul? Adică nu cine știe ce, dar a făcut și el, are niște rezultate. Are după aia Craiova, Mioveni, Voluntari legate așa, dar la FCSB a făcut la un moment dat rezultate. A calificat echipa, parcă nu din în primăvară. Da, a dus-o în primăvară. Asta spun, adică a făcut ceva. Nu știu, mie mi se pare că diferența dintre antrenorii celor două generații este exact diferența dintre generații. Cu ei care întotdeauna au vrut să fie ceea ce ați fost voi, generația voastră, și niciodată n-au fost. Au ajuns și ei la un nivel, dar nu au... Ei sunt mai tineri, e adevărat, cu 10 ani, deci ei, mulți dintre ei, au în continuare posibilități să ajungă departe, nu spun. Dar până în momentul de asta pare. Trebuie să mai așteptăm, că încă mai au posibilitatea să facă. În contextul ăsta, Iulică, da, Voluntari, Corvinul Hunedoara, semifinală de Cupa României. Crezi că Pete va merge cu cea mai bună echipă la meciul de la... mă rog, va juca pe teren propriu împotriva Oțelului cu cea mai bună echipă? Pentru că acum, cum să spun, deci tu ai de câștigat meciul ăsta, mai ai de câștigat un meci împotriva lui Ucluj sau Hermannstadt și în final ai de câștigat meciul împotriva, da, Voluntarului sau Corvinului. Adică Craiova din momentul de față este super favorită să câștige Cupa României. Va băga cea mai bună echipă și se va focusa Craiova din momentul de față pe cupă? Eu cred că acolo ei vor să meargă pe cele două tablouri. E păcat, dar de multe ori când alegi după două iepuri, poate nu prinzi niciunul. Trebuie să cumva să te echilibrezi. Depinde ce jucători ai să-și facă. Dar ce crezi că va face mâine? Crezi că va trimite cel mai bun 11 pe teren împotriva Oțelului? Și eu nu se va mai uita la meciul împotriva FCSB-ului? Ok, hai să eliminăm Oțelul, să nu pățim ce a pățit Craiova lui Mititelu și a pățit CFR-ul. Trebuie să iei meciul, primul meci, care e cel mai greu și te interesează să mergi mai departe, că e deja mai un pic și câștigi un trofeu. Deci, va juca cu cea mai bună echipă? Eu cred că da. Pandi? Cred că da. Crezi și tu? Da.
Că pare în momentul ăsta... Cred că da, dar nimica nu-ți garantează dacă joci... Nu, că am discutat lucrul ăsta. Cu echipa a doua, nimic nu-ți garantează. Cu FCSB poți să joci cu ce echipă vrei. Cea mai bună din toate timpurile. Și poate să te bată FCSB-ul. Deci n-ai nicio... Bă, cea asta. Mai bună din toate timpurile? Nu, zic așa, acum, da, din ce toate timpurile ce nu, că vine, venea și... Și păi, mătare venea și, da. Ce ai în curte? Ce ai în curte, cea mai da, bună, ce fă zici. Ce vrei, tot nu ai cum. Adică fără să faci nicio greșeală, da? Ce trebuie să facem ca să nu facem nicio greșeală la meciul cu FCSB? Asta facem. Cu toate astea poate să te bată FCSB-ul fără nicio problemă. Adică da. Care e problema? Sau să facă egal. Sau să facă egal, că convine. Mai ales că îi și convine egal și că e același lucru. Deci nu-i trebuie victorie. Deci eu cred că o să joace cu echipa bună și joi și duminică. Pentru că deja sunt avizați cam toți. Eu aș spune că ambele rezultate, chiar dacă Craiova 48 e în criza în care e, dar mi se pare surprinzătoare, jucat acasă pe Oblemenco, treci prin criză, dar până la urmă voluntariul schimbă echipa din temelii, da? Vezi o grămadă de jucători pe care nu e. Deci tu spui, nu mai vorbim de ieri la CFR cu Corvino, adică tu ești avizat, au fost foarte multe surprize și ar fi, realmente ar fi o bombă, Oțelul să se ducă în semifinale. Stai, și așa cu prima echipă, vezi că Oțelul, la cum a arătat la ultimul meci cu cealaltă, Craiova, e pericol mare de tot. Tot pe stadion. Tot pe da. Stadionul ăsta, e pericol mare cu Oțelul acum. Chiar te-a surprins că au plecat înapoi? Că, s-au, că înțeleg că s-au... N-au rămas la Craiova, s-au dus la... Ei nu prea aveau cum. Meciul e joi, nu prea aveai ce să faci, cum să faci. De ce? Nu puteai să te antrenezi acolo, în Craiova? Nu cred. Nu? Adică zici că drumul odată venit, iar plecat, iar venit... Plec, mă duc, mă întorc ca să... Adică să nu te obosească meciul, că ei la meci n-au probleme. Ei au probleme în autocar, că stau cu genunchii la piept. Dus, întors, dus, întors. 400, adică 400 mai bine 500 de kilometri, cât sunt? Trebuie să fie. Sunt probabil ceva. Sunt. Între Craiova și... Îți dai seama că Dorinela le gândește pe toate și a stat și a zis, bă, ce e mai bine? Trebuie să plecăm sau să rămânem? Dacă era de rămas, rămânea acolo, fii sigur de treaba asta. Probabil. Dar Dori vrea și el să facă surpriza mâine, fii sigur de treaba asta. Păi, dar ce Dorinel Munteanu nu se gândește? Mai ales că Oțelul și-a depus dosarul pentru Europa. Deci Oțelul Galați speră să joace în Europa. Iar Dorinel este la fel de dat exemplu cum reușește un dita mai Dorinel Munteanu să lase capul în pământ, să se ducă, să o ia de jos echipa și să ajungă unde ajunge. Bravo lui, felicitări pentru tot ce face. Hai că ne uităm la City Villa. Ce meci ne așteaptă. Mulțumesc Iulica, mulțumesc Pandi. Rămâneți prieteni cu noi. City Villa în câteva.